是优美的福利，是无他的福气。跟着古尼的浪，没落的温西达，落的落的是德古斯，是马布林的德古斯。Saroști di joc, măi sunt poate noroc, dacă ai poti la servi, roate, roate. Sunt bătiche din patră lăsate, măi măi, și mă desmod obenii când o joacă. Și voie bună vreau cu tot să facă, măi măi. Saroștenii faceți loc, străgiți roată la mijloc, vă-s măluța sus, măi, până la trei s-o dus. Pe sumând șerpuii, trei de bade de gușe, ușurel saltați, măi, să nu vă încurcați. Dar hai poti la servi, roate, roate. Sunt bătinchei din patră lăsate, măi, măi, și mă-ndresc mult obenii când o joacă. Și voie bună vreau cu tot să facă, măi, măi. La sârbi mă încing, parcă pama cu nating, și-apoi iară vin, măi, de partea mă țin. Da, el parcă s-o tot pus, plutără batista sus, pe sumâna lui, măi, roată jocul lui. Dacă ai poti la sârbi, roată, roată. Sunt bătinchei din patră lăsate, măi, măi, și mă-ndresc mult obenii când o joacă. Și voie bună vreau cu tot să facă, măi, măi, dacă ar poti la servi tot pereche, bate topa după scripca veche, măi, măi, lasă de sărbătoare o joacă satul, cântați tot și nu privi în urmă la alături. Melodii frumoase, melodii antrenante, așa se creează atmosfera și la petrecere? Da, bine, la petrecere se mai schimbă puțin din ritmul acesta, mai schimbăm practic și varianta de joc. Ce se cântă întâi, hora sau sârba? Cum? De regulă se cântă hora. Hora, da? Hora, și după care urmează sârba, da, ca să meargă la ceea ce privește atmosfera în creștere, da, așa? Sigur că da, sigur. Bine, de parcă eu n-aș da muzică la petrecere. Dia, tu ai fost la vreo petrecere, ai cântat, am înțeles că ești chemată mereu peste tot sau numai spectacole. Și la petreceri private? Da, și la petreceri private, bineînțeles că trebuie un artist să-și îmbunătățească, să-și adauge în repertoriu și piese de muzică populară, pe lângă cele de muzică ușoară. Să abordeze și, de exemplu, eu cum sunt în clasa nouă, acum am început jazzul, să aprofundez în arta jazzului. Da. Să înțeleg că un artist trebuie sau ar fi indicat să știe să cânte mai multe genuri, adică să nu se cantoneze doar în muzica dance, să știe să cânte da, și o melodie de petrecere, de, nu? Da, pentru că se cere. Un artist care vrea să fie cerut și la petreceri. Unde ai avut ultimele spectacole? Nu ultimele, cele mai recente spectacole la care ai participat. Turneul Black Sea Girls, unde am fost în multe, multe orașe din țară. Am fost primite foarte bine. Da, după aceea am avut, pentru a-mi promova single-ul Stai, multe apariții TV la București. Am fost plecată de acasă vreo două săptămâni. În fiecare zi aveam emisiuni. Ce spun colegii de școală?
cum stăm aici. Noi stăm, batem carte aici din scoarță în scoarță și Dia merge numai la televiziuni, la spectacole. Relația cu ei e foarte bună și cu ei și cu profesorii mei, pentru că mă înțeleg. Te susțin, să înțeleg. Da, mă susțin, pentru că întotdeauna... De părinți nu mai spun, dragi telespectatori, vă spun în mod cert că are niște părinți extraordinari. De-a lungul timpului, cred eu, chiar mi-au devenit prieteni și le-aș recomanda tuturor telespectatorilor care îmbrățișează cariera muzicală să-și ajute copiii, să-i îndrume așa cum trebuie, fără a neglija școala, pentru că școala, până la urmă, e cea mai importantă. Asta cred că e și cazul domnișoarei Ana Maria Covrig. Aș vrea să încep cu tine, să ne spui câteva planuri de viitor pe care le ai tu. Planuri mărețe, cred. Să vedem. Aș vrea să am propriul meu album, să particip la cât mai multe spectacole și să mă apuc serios de școală. A, dar nu te-ai apucat până acum serios de școală? Spune că stai bine cu învățătoarea. Da. A, să te ții bine, adică să continui ca și până acum cu note bune, nu? Da. Bine, ai luat vreun premiu până acum la școală? Da. Da? Premiul întâi la toate clasele. Da, vreau să o întreb dacă au prins-o, știi? Da, deci premiul întâi? Da. A, avem și o premiantă. Uite, o să mă orientez în viitor să fac emisiuni doar cu premianți. Dar tu ești premiantă și la muzică. Uite, colegii noștri de astăzi din platou, invitații mei special, au apreciat melodiile tale. Ai planuri serioase. Dia, tu ce planuri ai? Eu în curând voi avea propria mea emisiune, ca să spun așa, online. Avem concurență, dragi telespectatori. De ce nu participarea la Eurovision la 16 ani, când voi avea vârsta potrivită? Mult succes, mult succes. Da, pentru că fusesem numai la Eurovision Junior când am reprezentat România acum 3 ani, în 2006. Cel al treilea single, să-l asculte toată lumea, să fie promovat, să fac și cel al treilea videoclip. Poate mai invit și tu la o emisiune online, nu știu cum se fac emisiune site-ul online. Da, site-ul meu este www.diamusic.ro, acolo găsiți informații despre mine, contact, în caz că urmează acum balurile de boboci. Chiar apropo, care sunt genurile de muzică? Sau care e structura? O să fie emisiune cu principiu cu copii talentați, cu adolescenți care se implică în viața socială, olimpici în toate domeniile, matematică, sport, filologie română, artiști de muzică populară, psihologi, deci cam în toate domeniile, oameni care chiar cam au mult, ceva cam de mult, spus. Cam mult pentru o emisiune. Vrei să le cuprins pe să toate, fie momente așa speciale, surprize, concursuri, vrem să fie ceva... M-ai făcut deja un curios. Un show de divertisment pentru copii. Să fie să știi o premieră că vom în monitoriza emisiunea ta și ați văzut că există o practică acum în televiziune, se mai preiau anumite aspecte și de pe internet. Internetul a devenit un mijloc important de comunicare, dar nici noi nu ne lăsăm mai prejos cu televiziunea clasică, să-i spunem așa, în care invităm de fiecare dată artiștii deosebiți. Eu îți doresc mult succes în mulțumesc mult. Ceea ce vrei tu să faci, este mai mult decât curajos.